vorbe fără secrete. Deci? Da, dar eu spun că... Aș vrea să-mi dai ce nu mai am. Aș vrea să-mi dai un topogan. Aș vrea să-mi cânti miez de noapte și să-mi prins părul într-o parte. Citește-mi iară dintr-o carte. O, Michitelul tati. Doamne, că e la ești tu. Ești tu în persoană. Mânățele lui. Ce gembușlug face. Doamne, ce zâmbet are. Grăsanu. Dar cine e acolo? Poza? Nu știu, lăsa-mă. Da. Poate mătușul meu. Ce are în mână, petrețică? Uai, aș da orice să mă întorc în timp, să fiu și eu încă o dată copil. Da, puiuțul, tati. Mă pupă, tati, dai-ți. Da-sa. Oh! Mamă, cămiză, ia de fălcuțe! Pe fălcuțe aici. Go-go! Uite ce ochi albaștri are. De ce meșterește lămânuța acolo? Că iau de aici, de mânuța. Copil sănătos și fericit. E ce zâmbet fain are. Iubește tati pe gogoțun, si pe mami, si pe toată lumea. Iubirea noastră. Ce nu-l putem lua din televizor să-l aducem aici? Chiar dacă știu că e bine, nu se poate compara, pot să-mi spună un miliard de persoane că e bine, știu că e bine, dar îl vreau aici, așa, unde e locul lui. Cât de frumos. Oh, oh. Mini Laurică. Zâmbește. Zâmbetul tău, ochii tăi, urechile tale, evident. Părul, cred că tinde spre creț. Are un pic și de la bunii, de la tata. No. A meu e cu numele. Iubirea lui tati. Nu e foarte dor de el. Și important este că... Nu știu să ajung la el, crede-mă. Nu știu, iubirea mea, dar... Nu trebuie să fim puternici. Nu știu să ajung la el. Vine să plec. Să te batez. Și să te anunț că am ajuns la Bistrița a doua zi, serios. Și să mă sun, să-mi trimis pe plasmă, nu? Și să te salut din mers. No, rămâi tu, no, și gata. Oh, vă mulțumim. Mulțumim frumos. Și vă mulțumim că ne și înțelegeți dorul și trăirile prin care trecem acum. Nu pot
putem să spunem decât că nici o avere din lume sau nici cu toți banii nu poți cumpăra o familie sau nu poți cumpăra un copil, nu poți să simți. De aceea îi dorești și lui Mihăiță să simtă ceea ce noi simțim și trăim. Îi doresc din tot sufletul și chiar dacă își dorește să îi se îndeplinească acest vis, nici o avere din lumea asta nu-ți va aduce liniștea aia sufletească și nici banii și nici faima. Cum îți aduce familia atunci când ești de mână cu persoana iubită, cu soția ta și vă țineți în brațe copilul. Îți doresc din suflet, Mihăiță, să trăiești și tu lucrurile astea.